Salutare, A-listers! Bogdan Nicolai sunt eu, alături de mine este Tudor Giurgiu și vorbim despre TIF. Vreau să te întreb în primul rând ce aduce nou TIF-ul în 2016. Câte aduce nou? Da, sunt... Cred că avem e un an cu o dezvoltare așa pe toate axele și pe orizontale și pe verticale, în sensul în care am găsit niște locuri noi în care o să proiectăm filme, ieșim așa un pic din centru și mergem mai mult în cartiere și în afara Clujului. Am găsit un castel foarte mișto la Gilău, care era vreo 20 de kilometri, unde vom face o seară a filmului maghiar cu concerte, cu proiecții de film. Sunt multe, e un program muzical foarte tare, cum n-am avut în niciun an, cu trupe mari din România și cu niște DJ din străinătate. Wow. Multe cine-concerte, însemnând filme vechi sau noi, care sunt acompaniate live de muzicieni. E o trupă foarte tare din Anglia, British Sea Power, care va veni, cred că e sâmbătă, pe 4 iunie. Și în plus de asta, cred că e un an cu foarte mulți oaspeți, și străini, și români. Români pentru că sunt multe filme românești, și străini pentru că avem așa, s-a dus vorba în lume despre TIF și o să vină oameni din Japonia, Australia, America, Coreea, de peste tot. Ce nume importante avem din cinematografia mondială? Sunt regizori, producători, e un tip foarte tare, un englez, Ian Smith, care a produs filme mari de la 7 ani în Tibet, The Mission, Al Cincilea Element și cel mai recent Mad Max. Wow. Mai vine un regizor japonez, un tip foarte, foarte trăznit, cred că a făcut până acum vreo 60 de filme și face 4 filme pe an, Sion Sono, filme foarte diferite, foarte... trăznit, ăsta e cuvântul, și el nu prea merge decât la rar la festivalul și a dorit foarte tare să vină la Cluj, a auzit de festival și va veni el. Și în rest, mulți actori, regizori care vin cu filmele lor să le prezinte din Brazilia, din, am spus, cred că de pe toate continentele. Și avem și un film românesc, din câte știu, care este în cursă pentru... În competiție e un film românesc, după, cred că, 2 ani de pauză, filmul Bogdan Mirică, Câini, care a fost recent la Cannes, cu Dragoș Bucur, cu Gheorghe Vis într-un rol foarte tare, cu Vlad Ivanov, care la fiecare film e parcă mai rău și mai al dracului. Și da. Și la TIF Music Night, ce trupe avem? La muzică vin, cred că trupe pentru toate gusturile, Vița de Vie, care vine pentru prima dată la TIF, OCS, Coma, The Monogex, Urma, Byron, e o trupă poloneză, un DJ de fapt care e foarte tare, îl cheamă Bash. Și la fel mai facem un program de jazz și de alte muzici, să zicem, mai nu neapărat rock sau electro, la Casa TIF, unde vor veni niște lituanieni, Garbanotas Bosistas, sper să nu încurc, și niște americani care la fel cred că vor face mare, vor avea mare succes la Cluj, Hawk and the Hexo. Îți mulțumesc mult, Tudor, și să înceapă treaba. Da, veniți la TIF și la Cluj. Ne vedem acolo. Mersi.